v-am revăzut. Bine revăd acest minunat liceu, care e cu tradiție și de care s-a dus bucur, nu numai aici, cât și în București, în România. Grație vouă și lui Andrei, pentru că Andrei a vorbit și la festivalul de la Internațional de Teatru de la Brăila și e mândru chiar, pentru că el este profesor aici la voi și se mândrește cu voi. Acum putem să începem. Ce înseamnă pentru mine succesul? Pentru mine succesul, știți ce înseamnă? Faptul că sunt aici, în primul rând. Pentru mine asta este un succes. Faptul că, uite, tu mi-ai făcut introducerea asta și că voi, așa copii frumoși, așa tineri, ați venit aseară la spectacol și astăzi m-ați primit așa, e un alt succes. Unii chiar au și participat, au jucat. Da? Și de aici pornește. Da. Bravo, aplauze pentru mine. Apropo de societate, da. Înțelegi că doar în șpiț de noi. Da. Bine, deci asta însă e un început. Ce să zic mai departe? Să ai credință, să ai iubire, să-ți continui drumul și să ai un țel anume. Adică pentru voi e foarte important să terminați liceul, să faceți totul cât se poate de bine și să aveți așa un traseu pe care vreți să mergeți, o traiectorie. Uite, eu vreau în, nu știu, nu de 5 ani, dar în 2-3 ani vreau să fiu acolo. Cât pot să reușesc? Cum pot să fac ca să ajung acolo? Pe calea cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai demnă. Asta înseamnă succes. Noi sperăm că o să reușim și fiecare din noi să ajungem oameni de succes și cu siguranță asta o face. Nicolae, ai întrebare? Da, aș vrea să vă spun că ați spus că introducerea care m-a făcut aici este un succes. Dar aș vrea să vă întreb, ce credeți că ați dorit dumneavoastră ca acest public să afle despre Claudia Mota? Despre mine tu ai început să spui că am o trupă de teatru, e teatrul nostru din București, care este afiliat la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Apropo, aseară, cei care ați venit, ați fost toți la teatru aseară? Da. Acesta este ziarul Cronica Timpului, care este scris și editat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Această uniune și-a făcut un teatru independent. Iar eu sunt directorul artistic al acestui teatru. Și sunt și membră fondatoare a unui teatru, unui ziar care apare o dată pe lună în București, dar apare, cum se spune, pentru elită, pentru spumă, pentru partea cea mai intelectuală. Ăsta este așa un punct de a îți împlini un vis. Asta înseamnă. În rest sunt președintă la Uniunea Artiștilor Plastici din România, departamentul Artele Spectacolelor, o funcție de răspundere. Eu zic, așa, am responsabilitatea acolo. Un alt succes, ce înseamnă? Și faptul că pot să joc, asta înseamnă că, în primul rând, în momentul în care trăiești și faci, trăiești din ceea ce iubești tu și faci cu adevărat, mai ales în meseria de actriță, de artist, ăsta este un succes. Indiferent că joci în România, indiferent că joci pe alt continent, indiferent că joci în America. Am fost plecată 10 ani și am stat în Canada. Sunt și cetățean canadian. Mă bucur din tot sufletul că și acolo, chiar dacă am emigrat și a trebuit să iau totul de la început, inclusiv limba, pentru că eu nu știam limba engleză când am plecat, am ajuns după câțiva ani să fiu recunoscută în comunitatea canadiană, să joc pe scenele teatrului canadian cu actori canadieni și să fiu chiar premiată și în dramaturgie, să iau premii pentru scritura mea în limba engleză, să fiu nominalizată la premii de excelență
în mișcarea artistică de acolo și să fiu premiată și pe partea asta mea artistică strict ce ține de teatru, adică să iau premii pentru cea mai bună actriță, pentru jocul meu, rolul meu. Asta este un alt succes, dar ce vreau să vă spun mai departe este că să nu spui lauri, să fie în tine, să curgă orice succes, orice realizare, să curgă în tine să te întărească. Nu să-ți pui lauri și să te crezi un super zeu și după aceea să nu mai vezi pe ceilalți din preajma ta. Că nu e. Eu vă spun, am jucat și pe Broadway în New York, am jucat și în Los Angeles la Hollywood Bowl. Acum eu vin din Los Angeles, am fost reprezentanta României la cultură, la Ziua Culturii Naționale, unde am fost invitată de Consulatul General al României în Los Angeles și de Uniunea și Liga Societăților Româno-Americane din America și am jucat acolo Pujlamaua. Aseară m-am bucurat că voi ați venit și am jucat Pujlamaua aici. Deci contează modul cum te dărui, contează să trăiești clipa, să trăiești prezentul. Am avut emoții acolo, am avut emoții aseară. Am avut bucurie și satisfacție acolo, am avut bucurie și satisfacție aici. Deci asta înseamnă să, din partea asta de succes și de ce vrei să se afle despre tine, toate lucrurile astea să vină ca niște motive care să te facă să continui mai departe. Dacă tot ne spuneți că ați revenit recent din Los Angeles, vreau să știu care e diferența între publicul de acolo, publicul din România, publicul de la noi, în general, dacă este vreo diferență între sau nu. Sentimentele umane sunt aceleași, nu? Peste tot. Că ești american, că ești român, că ești de aici, că români noi suntem toți români, și din Moldova, și din România. Așa. Deci sentimentele, când ele sunt sincere și când ele sunt profunde, oamenii răspund cam la fel. Sau emoția se creează și mesajul se transmite. Acum există într-adevăr că există un public acolo, în America, în Los Angeles, există un public aici, există un public în România. Depinde și de vârstă. Una este să joci la niște oameni între 40 și 50 de ani, alta este să joci la niște adolescenți. Depinde și de subiect. Dar așa, ca un ansamblu sau ca o discuție generală referitoare la piesa mea, piesa Pujlamaua de la etajul 13, pot să spun că publicul din diasporă, mă refer la românii care trăiesc în America, au fost foarte receptivi și și-au adus aminte de România, și-au adus aminte exact de situația copilului și al tânărului din ziua de azi din România, pentru că ei chiar dacă sunt acolo și chiar dacă ajung la un stadiu înalt de a trăi și își permit să zicem orice, ei totuși au oglinda adevărată a situației noastre din țară. Și știu ce e și aici, ce e și în București, ce e și în Europa chiar, că nu trăiesc, adică nu trăiesc chiar să nu le pese, că nu fac nimic, asta e partea a doua. Dar de, ei sunt informați de cum e situația în țară. Și ei au fost foarte receptivi și am avut chiar oameni care au venit la mine și au zis: Doamne, dar tu pur și simplu ai jucat viața mea. Pentru că și oamenii aia care pleacă într-un fel acolo și chiar dacă se ajung și se realizează foarte frumos, ei au plecat de aici datorită unor nevoi. Deci ei și-au dorit o altă viață mult mai bună. Și atunci, văzând că ăsta este și scopul teatrului, să teatrul să aibă o morală, să te învețe ceva. Că dacă te duci la o piesă de teatru și nu înțelegi nimic sau dacă nu pleci cu un mesaj, un mesaj care să te slujească pe tine, să te facă să fii mai bun, mai înțelegător, să te facă să lupți mai departe, să-ți duci viața frumos, înseamnă că e deprisos. Publicul din București, ca reacție, e o piesă aceasta, Pujlamaua de la etajul 13, a fost preluată de Ministerul Învățământului și eu acum o joc prin licee. Acolo liceenii sunt mult mai scandaloși, asta am spus-o și aseară la... Adică râd la repliștată de cum
începe piesa, nu prima parte cu prologul, cealaltă, când începe Pujlamaua să își dea rama pe față la început. Ați văzut, ea în definitiv, piesa e foarte moralizatoare și în final este o fată extrem de sensibilă, este o fată foarte deșteaptă, care trece prin munte, dar la sfârșit are un final fericit. Aseară, sincer vă spun, când v-am văzut acolo și când l-am văzut pe domnul Victor Amroci, stătea așa cum ce mi-a făcut, zic, mamă, nu le place ce o face eu acum, ce mică să zic, să nu dau grețe, nu așa. Dar m-am aruncat în valurile acestui personaj și am zis, fie ce-o fi, dacă fac cu credință, cu iubire, cu tot ce am eu așa, e imposibil să nu creeze emoție. Deci asta este diferența între public, între cum sunt oamenii. Aceeași... Înțelegeți ce vreau să zic? Că voi stați așa și nu vă uitați la mica la dentist. Da, nu, da. Același spectacol se joacă de mai multe ori. Dumneavoastră, de câte ori jucați la fel? Nu joc niciodată la fel, să știți. Nu joc niciodată la fel. Și aseară am avut alte experiențe și asta e frumos la noi, la actori, pentru că mai ales actorii care se bagă cu adevărat în... trăiesc acea clipă la maxim. Viața personajului nu se poate repeta. Este exact, e Mihail Sebastian prin personajul Corina din Ultima Oră, din Jocul de Vacanță, spunea că un vis nu se poate repeta de două. Așa e și la noi în teatru. Să faci un rol de două ori să fie la fel, nu se poate. Găsiți similitudini între Pujlamaua și dumneavoastră. Cum să nu? Păi altfel nici nu puteam să creez personajul, pentru că, păi vă dați seama, eu acum am o anumită vârstă, am 48 de ani. Gândiți-vă cât curaj și câtă nebunie a trebuit să am ca să fac pe fata asta de 15 ani. Păi voi vă dați seama că stăteam la început, eram atât de atrasă și fascinată de text, de scritură. Mircea Meionescu, dramaturgul, cel care a scris piesa, a venit la mine tocmai pe data de 1 iunie, anul trecut. M-a sunat și a zis, copilă, mi-au zis atât, mi-au jucat, am 10 variante la Pujlamaua, dar uite, eu azi de ziua copilului, eu vreau să-ți dau ție Pujlamaua. Și vă dați seama că atârnau așa, mă apăsau niște responsabilități. După aceea am zis, haide să iau un regizor foarte, foarte bun, cu o profunzime de asta așa și care să nu fie nici avangardist, pentru că dacă era avangardist, puteam să intru într-o altă sferă și să nu mai se facă, bineînțeles, mesajul, adică nu mai putea să fie atât și pe înțelesul profesorilor și pe al elevilor. Și atunci am zis, hai să recurg totuși la un regizor clasic și l-am luat pe Vlad Stănescu de la Teatrul Național din București, care a temperat lucrurile și le-a echilibrat foarte mult. Cum, de ce zici că dacă eu mă regăsesc în Pujlamaua? Normal, că dacă ar fi așa să-mi dezgolesc totul și să mă vedeți așa ca o carte deschisă, și eu sunt un copil care a crescut cu al doilea tată, care a avut grijă de bunicul ei, asta a fost întâmplător. Dar noi ca actori, în momentul în care creăm un personaj, noi întâi ne ducem în psihologia personajului. După aceea punem carnea pe acel personaj și prin tot ceea ce ține de noi, prin eul nostru, prin interiorul nostru. De asta zic că eu când te văd pe tine, eu vorbesc cu tine și tu dacă îmi povestești ceva și eu pot să zic ție, mă, dar și eu sunt la fel. Sau uite, și mie mi s-a întâmplat la fel. Și așa sunteți toți între voi. Tu, dacă îi povestești ei și ea găsește o chestie care s-a întâmplat la fel și ați spune, mă, și mie mi s-a întâmplat. Sau tu, uite, mie îmi place de băiatul ăla și nu mă sună, să zicem, partea asta așa. Și a zis, și mie, și pe mine la fel, uite, și mie mi se întâmplă la fel. Asta e un lucru. Sau, uite, mie mi-e frig. Și mie mi-e frig. Înțelegeți? Și atunci faci conexiunile astea între personaj și tu ca actor. Și trebuie să găsești o combinație, să existe o simbioză și să duci după aceea să pui și carne și totul pe acest schelet de personaj.
și într-adevăr ai un rezultat în final. De câte ori actorul, sau de fapt actorul oferă sau ia ceva de la publicul pe care îl are în față? Cred că prima dată actorul trebuie să ofere. Pentru că când voi veniți la teatru, voi vreți să fiți ceva. Iar eu atunci sunt gazda voastră. Voi sunteți oaspeții. În momentul când te duci într-o casă, te duci, într-adevăr, și trebuie să existe un schimb de a primi, de a dărui, ca să existe o relație. Așa e și cu noi, cu mine cel puțin. Eu trebuie să vă ofer vouă și după aceea voi, dacă primiți de la mine mesajul artistic, lucrul ăsta pe mine mă bucură mult și este ca și cum eu primesc de la voi. O răsplată, înțelegeți? Care e scopul? Totdeauna trebuie să știi care e scopul și unde ajungi. Pentru că dacă ți-a atins scopul, atunci există un rezultat și este un ciclu încheiat. Cu ce figură istorică v-ați identifica? Caterina Teodorovna. Sunt de la Târgu Jiu. Știți de Caterina Teodorovna? Nu? A luptat în primul război de independență, eroina de la Jii. Așa. S-a îndrăgostit de un sublocotenent și a plecat pe front să lupte și a devenit eroină, în fine. Tot iubirea e, vedeți? Eu pun mare preț pe iubire. Iubire de oameni, iubire de tot ce faci. Pentru că, cum zicea și Pujlamau, dacă iubire, fără iubire, nu-i nimic. Care este defectul dumneavoastră cel mai mare? Eu acum trebuie să dau o calitate ca să pară așa. Nu? Așa se zice, de fiecare dată dați un exemplu, o calitate. Cred prea mult în oameni sau, mă rog, defectul care e. Uite că nu știu să răspund la întrebarea asta. În ce situație ați minți? Aș minți să-mi apăr un prieten. În primul rând aș minți pentru o chestie super gravă, dar dacă am sunt strâmtorată, aș minți. Pentru că am mințit când am trecut granița și am emigrat, când am plecat fără acte din Canada în America și vame și a trebuit să mint că am acte și de toate. Ce să mai zic? Cred că pentru cineva sator, cu cineva aș minți. Când și unde ați fost cel mai împlinit și fericit om? Pe mine, cel mai mult, așa, să am simțit fericirea așa cum, în momentul ăsta, la Los Angeles. Îmi place foarte mult America. Foarte mult îmi place. Dar cel mai, așa, momentul de vârf al fericirii mele, a fost, bine că n-a durat, că e un moment doar, a fost în New York, când am jucat pe Broadway și am fost cerută de nevastă de un american. Care este cea mai mare realizare personală? Cea mai mare realizare a mea este că eu mă consider în primul rând un om și că mi-am păstrat smerenia. Și acea cumințenie tradițională, pur sânge, de acasă. Pentru că, așa cum v-am spus mai înainte, dacă te duci pe undeva și toți te laudă, te aplaudă de asta, ți se urcă la cap. Pentru mine lucrul ăsta m-am ținut cu dinții ca să nu fie așa. Și să fiu tot timpul, chiar dacă eu sunt o fire poetică, chiar dacă am visuri de-astea care mă duc cu capul nori, sunt cu picioarele pe pământ în sensul ăsta. Și asta cred că este cea mai mare realizare a mea. Pun foarte mult accent pe calitatea umană și pe relațiile interumane. Cum ați vrea să muriți? E o întrebare? Așa e chestia. Să mor brusc. Să nu mă chinui, să nu așa, dar în brațele iubitului meu. Și dacă tot am vorbit despre moarte... Să-l chinui! Cu
cum ați vrea să vă reîncarnați? Sau în ce ați vrea să vă reîncarnați după moarte? Tot în mine, să știți. Și să fiu mai bună. Și ultima întrebare... Într-o actriță, tot într-o actriță să fiu. Care... Să fiu și mai bine, să reazem mai mult. Asta e foarte important și vreau să știu care este motoul dumneavoastră. Sau... Motoul meu e preluat după vorbele lui Goethe. Lumea nu este a celor ce pot, în primul rând, ci a celor ce vor. Să țineți minte lucrul ăsta. Nu contează ce poți. Contează, în primul rând, cât vrei. Credeți-mă. Că dacă vrei cu adevărat, poți să realizezi. Ăsta e motoul meu și ăsta îl știu de când eram în clasa 8-a. Și mă gândesc, credeți-mă, eram în America, eram în Canada, acum eu plec în Elveția. Plec în Elveția, plec la Praga, plec în Bruxelles, tot cu la mama. Și acum, când am fost plecată și tot timpul când merg, tot timpul, cred că odată la două luni îmi vine în minte motorul ăsta. Și zic, băi, tată, dar chiar am vrut lucrul ăsta, nu e așa. Că sunt oameni, poate, sau sunt colegi de-ai vostri mult mai deștepți, mult mai talentați. Dar voi dacă conștientizați că vreți ceva, faceți lucrurile să se întâmple. Există în viața actorului anumite idei spontane sau anumite mișcări care se întâmplă doar pe scenă? Da, da. Care ține atunci momentul când simt de da, da, da. Și asta este, că de asta, apropo, că nu e același, nu ești tot timpul la fel. Ca seară eu aveam totuși cu totul alte chestii. Deci dacă mă vedeați într-un alt spectacol, și chiar dacă ar fi frumos să vă dau, să vă trimit, dacă cu permisiunea lui domnul Victor Ambroș, să vedeți spectacolul de la Los Angeles, că a fost filmat. Și o să vedeți acolo ce... sau de la București am. Sunt total diferite. Nu total diferite, deci scritura e aceeași, dar sunt multe, multe spontane. Deci nu. Că altfel nu poți. Tu când ești, trăiești, în orice moment, ești spontan. Asta e. Și actorul care ajunge și care crede în arta lui foarte mult, aici trebuie să ajungă. Nu știu câți dintre voi vreți să dați la teatru, dar asta este, în final, aici trebuie să ajungi. Eu am fost, în urmă cu 7 ani, am fost la o piesă de teatru cu Al Pacino. Nu știu dacă se ține în vârstă acum, dar este un monstru sacru al cinematografiei mondiale. Și vă spun, am stat 2 săptămâni atunci în Hollywood, era bătaie, el, chiar dacă câte filme făcea el înainte, el își dorea în fiecare an, ca 2 săptămâni, să joace teatru. De ce? Că teatru este pe scenă acolo, pe scândură, arde cel mai mult și trăiește momentul cu adevărat. Și nici nu vă pot spune, la câte uși am bătut, cum așa, să fac, să iau și un bilet la el, neapărat, vreau să văd pe Al Pacino. Acolo, teatrele, în Los Angeles, sunt foarte mici. Uite, un teatru este cât o încăpere de asta. Sunt teatre mici, unde actorii vin agenții care să ia pentru filme și îi prezintă piesa acolo. Și vin agenții de publicitate sau de impresarii și zic, uite, eu pe tine vreau, pe tine vreau. Dar el a dat acolo, că e o tradiție a lor, e o tradiție a... actorilor din Hollywood să joace, că acolo industria filmului e dezvoltată foarte bine. Dar se slujește și de chestia asta pentru teatru, ca să simtă că sunt într-adevăr actori cu adevărat și că ard, că le fierbe sângele acolo, pe scândură. În final, am făcut rost de bilete de 2 bilete la această piesă cu Al Pacino și cu un alt actor care e cunoscut acolo pe... în Hollywood doar, Paul Benedict, și deci era o piesă cu 2 personaje. Uite cum ești tu acolo, eu m-am pus, aveam un loc la Cucurigu pe sus, dar am găsit un loc în față, n-am mai ținut cont apropo de niciuna, și m-am dus acolo și m-am așezat acolo. Și m-a întrebat cineva, e al... Yes, m-am dus, m-am așezat acolo, vă dați seama, așa îmi bătea inima, bum. E, a apărut prima dată Paul Benedict și după aceea a apărut și Al Pacino. Îmi dădea replici în față, așa. Vreau să vă spun că la final eu am fost foarte dezamăgit. Am zis, cum ăsta e Al Pacino? Sincer vă spun. Ca după aceea, în final,
să realizez cât de simplu a jucat și cât de adevărat. Mi-închipuiam, trebuie să mă spere, trebuie să rămân așa, tablou. Dar ăsta era rolul lui. Era un manager de hotel, normal, era un om de om. Deci aici trebuie și în teatru, teatru să se recurcă, să fie. E cel mai greu să fii simplu și modest. Și să faci... Teatru înseamnă viață, dar o transpunere artistică a realității și a vieții. Dar în momentul în care tu ești simplu și arzi cu adevărat pentru momentul ăla, îl trăiești, atunci asta este creația adevărată. Ăsta este personajul. Să vă mai zic de Richard Chamberlain, că l-am văzut în Regele Lear, în Canada, la un festival de renume internațional, e vorba de festivalul Shakespeare, Avon, Theatre and Avon, în partea englezească a Canadei. Și când l-am văzut pe Richard Chamberlain în Regele Lear, eram undeva sus de tot acolo, erau biletele vândute tot așa, hai de mine, și prin intervenție am luat un bilet. Vreau să vă spun că a deschis ușa când a apărut el prima dată, un om la 76 de ani. De acolo eu de sus mi s-a ridicat părul pe mine. Și era și 8 seara, era târziu, condusesem 3 ore ca să ajung la piesă. Cu atâta simplitate își ținea toiaul și se mișca dintr-o parte în alta, decât era neînchipuit de real și ireal în același timp. Dar avusesem deja lecția despre Al Pacino. De asta și eu cu Pușlamaua, asta e, că ziceți, cum, ce, așa. Dacă nu-mi dădeam seama, uite, cum stai tu acum acolo, știi? Uite chestia asta. Poate ai văzut-o și la mine aseară. O femeie la vârsta mea stă altă. Nu? Cum ați ajuns să jucați în Hollywood în filmul Candy? Filmul Candy a fost făcut în România. Este un film scris de mine și am avut rolul principal. L-am jucat în România, l-am filmat în România, e producția mea. Dar l-am dus la Los Angeles pentru că l-am inclus în mai multe festivaluri. Așa am ajuns cu el acolo. Dar eu practic film în Hollywood și în America n-am făcut. Eu am făcut teatru foarte mult. Am făcut un film în Canada care a fost premiat și am luat un premiu cu el și filmul ăsta mi-a plăcut. Dar așa o, cum să vă zic eu, și-am mai jucat în câteva filme, dar partea mea, tot ceea ce ține de mine este pe teatru. Mai mult. Nu că eu nu vreau să fac film, vreau să fac film, cum să nu. Dar așa a fost să fie până acum. Când v-ați dat seama că scena este pasiunea dumneavoastră? De mică vroiam să fiu, că asta este, e ca un virus, e ca ceva ce nu te lasă. Vă închipuiți-vă că eu am plecat în Canada imediat după ce am absolvit facultatea, am intrat în trupa lui Silviu Purcărete, dacă ați auzit de el. Am jucat, mi-am făcut ucenicia la Teatrul Național din Craiova, timp de 3 luni, și pe aceea am plecat într-un turneu internațional timp de 2 ani, piesa Danaidele, a lui Purcărete. Și pe aceea am emigrat în New York, eu am rămas acolo după ultimul spectacol. Cred că a fost virusul ăsta în mine de mică, pentru că vreau să vă spun și ca emigrantă, 2 ani de zile eu n-am putut să mă ating de scenă, pentru că nu știam nici limba engleză și nu cunoșteam practic pe nimeni acolo. Am fost eu pe Broadway și așa. Dar după ce s-a terminat contractul, a trebuit să-mi iau viața în piept și să fiu de una singură să lupt. Ori nu se închegau așa, nu se legau proiectele. Că nu. Așa. Și 2 ani a trebuit doar să stau așa pe margine, să văd, să observ. Am mai făcut un institut de psihologie a copilului, dar nu puteam să stau așa. Și atunci... Și cred că asta e. Dar de mică, adică de când eram în fața blocului, cum și voi vă jucați cu toți copiii în fața blocului sau în fața caselor voastre, nu? De-a mama, de-a tata, de-a doctorul, de-a... Da. De mică, de mică, de mică, de la 4-5 ani.
Nu de pus și-o nouă, pus și-o nouă de etajul 13, am înțeles că aveți și în pregătire un proiect nou, tendințe vanguardiste, Shalom Israel. Ai citit despre asta, da. Eu lucrez cu Federația Comunităților Evreiești din România. Acolo, de fapt, l-am cunoscut și pe datorită acestui job, să zic. Atunci că nu se vrea. Așa, dar am fost la Festivalul Internațional de la Brăila. Deci lucrul acesta mi-a venit pentru că anul trecut am fost la un eveniment de-al lor, la sfârșitul lui iulie, și în Iași, și practic am fost foarte impresionată de pogromul de la 1949. Am văzut și câteva filme după aceea și am mai participat și la alte evenimente legate de Auschwitz și de subiecte pe subiecte de Auschwitz și pogromul de la Iași. Și uite așa, n-am avut astâmpări pentru că n-am putut să mai mă abțin și am scris această piesă de teatru care se va transforma, sper să-l fac, într-un spectacol multimedia. Da. Eu am o carte de poeme, Prelud din Cetatea Soarelui. Acum, de vreo un an și ceva, am început să scriu poeme, că de obicei scriu piese de teatru sau scenarii de film. Sau eseu. Îți vine din orice. Uite, dacă mă duc la baie și... Iertați-mă, mă spăr pe dinți, de exemplu. Nu știu, dacă îmi vine o idee atunci, în momentul ăla, legat de periuța, de dinți sau așa, e stăpânit de o stare. Deci îți vine necontrolată. Mie, cel puțin mie. Nu trebuie să mă gândesc și atunci, în momentul ăla, arunc. E un flux și un reflux. Dar în cazul în care nu aveți idei? Și aveți nevoie de o sursă nouă, de inspirație. Păi totul mă inspiră. Că de asta știți ce trebuie noi să fim tot timpul atenți? Să observăm. Să observăm oamenii, să observăm lucrurile, să observăm culorile. Și mai ales noi, în facultate, făcând atâta exerciții și de concentrare, și de atenție, și de socializare, de așa, la noi e format. Bine, hai să zic, n-am inspirație acum să scriu, eu știu, despre floarea albastră. Dar ceva noțiune am, poate nu ajung la o cotă maximă. Asta în cazul meu spun. Poate nu ajung la o chestie extraordinară pe care pot să o scriu. Dar ceva știu să scriu. Și atunci am toată credința, am toată încrederea că scriu bine ce scriu. Deci la mine, acum cum sunt în momentul ăsta în viață, nu-mi trebuie un supracontrol. Normal că am emoții când dăruiesc oamenilor ce am scris sau ce joc sau ce fac, dar am un control asupra mea care este obiectiv. Deci e mai mult obiectiv decât subiectiv. Ai înțeles? Da. Da, eu sunt Laurență și de când eram mic mi-era interesant cum plâng actorii în filme și în teatru. Chiar emoțiile trăite atât de mari și la un nivel atât de înalt că chiar îți curg lacrimi sau aveți antrenamente speciale? Nu, le pun o soluție de asta așa, nu? Sau pune să te aici apă prima dată. Nu, intri acolo în poveste și atunci se declanșează în tine emoția atât de mult încât asta e să te confuzi cu personajul, să intri în pielea personajului. Asta vorbim de teatru, dar vorbim de film atunci când merge o dublă una după alta și poate ieși la 50-a dublă și tot trebuie să plângi în dubla aia. Spun eu că nu mai e așa, la 50-a. Stai și tu așa, 5-6 dublă. Eu mă am luat de-a doua zi. Nu, 50 nu se face. Dar stai acolo, că asta e. Trebuie să te concentrezi, să te... Nu? Mobilizezi. Pe oriunde te pot deranja multe lucruri, știi? Dar acum să atacăm direct, este vorba de invidie, e vorba de nesusținere reciprocă. Mă refer deci pe tărâmul ăsta al colegilor și așa. Ce mă deranjează e că multe piese au un caracter ăsta
șef, să zic. Că nu se mai pune bază pe teatru clasic, tradițional. Adică, eu cred că, hai să zic, trebuie făcute, deci prima dată și voi, la vârsta voastră, trebuie întâi să îi știți pe clasici, să vă știți rădăcinile și de aici pornim și creați și puneți ramuri, frunze, tot ce vreți voi, împodobiți totul. Dar dacă n-ai o bază, păcat. Asta mă deranjează. Cel mai mult. Așa? Și așa încerc să mă strâng, să mă încordez fizic și să-mi inoculez în mine gândul ăsta că reușesc și că sunt vie pe scenă. Înțelegeți? Și atunci, în momentele alea de 5 minute, îmi proiectez personajul și intru pe scenă. Și când văd reflectoarele alea, încep să... Păi nu vă dați seama, uite și aseară, când eram, deci, în teatru, practic nu știu dacă băiatul ăla, la Mihai Eminescu, la recitalul Eminescu, băiatul ăla a dat muzica atât de tare, la prima parte. Mulți au zis că n-au observat. Dar a dat muzica atât de tare, păi acolo trebuia făcut un moment atât de emoționant, încât nimeni să nu mai miște. Dar el eu ieri am făcut repetiție cu el doar. Și atunci trebuie să salvezi situațiile de fiecare dată, pentru că altfel te enervezi, nu vrei să mai continui sau treci într-o altă și nu mai ești ceea ce trebuie pentru acel moment. Dar gândiți-vă că eu, din femeia care venea la început în puș la ma, într-un minut a trebuit să mă schimb, să-mi dau cu vopsea, să-mi schimb pantofii care nu știu cine mumblase pe acolo și returile nu mai erau cum erau și le-am spus, nu vă atingeți aici de nimic, dar nu pot să fii totul sub control. Și pe aia să vin acolo să sar pe scaun, să sar pe canapea, să sar pe... Deci vă dați seama că dacă nu credeam și nu eram așa, haide acum, dacă mă gândeam, oameni buni, de ce fac eu, mă? Deci trebuia să, tot timpul să vă aruncați, să vă aruncați cu toată credința și cu tot sufletul în ceva. Și într-o relație, hai să vă spun, și de prietenie, și de iubire. Dacă ție îți place un băiat și vezi care calități frumoase, fii cu adevărat cu el. Înțelegi? Bine, depinde și de el, că și el trebuie. Asta e un exemplu așa de relație frumoasă între o fată așa. Dacă tu ai un prieten și vezi că e sincer cu tine, înțelegi? Fii și tu sincer și aruncă-te cu toată sinceritatea, toată prietenia ta. Tot ce ai tu mai frumos. Și atunci se creează. Eu zic așa, noi când dăruim iubire și când vrem să facem bine oamenilor, chiar dacă ei nu răspund imediat, nu ne răspund, e imposibil până la final să nu reușim. Cum a fost? Noi am crezut unul între altul. Deci noi n-am vorbit de multe ori. El a zis, mi-a făcut această propunere să vin aici cu piesa de teatru. Eu am zis, bine, haide, deci nu mi-am făcut, dar am crezut, am fost deschisă, să fiți deschiși la lucruri frumoase. Și uite că acum s-a întâmplat lucrul ăsta, că și eu am crezut și atunci s-a creat ceva frumos. Pentru că aseară și ieri, și îți mulțumesc și în fața tuturor acestor minunați copii și a profesorilor, că uite, s-a împlinit un vis. Aseară când eram acolo, știu că și el avea emoții, dar în același timp avea bucuria asta că, uite, se realizează un vis. Am venit aici cu Puș la Maua, se joacă la Teatrul Național Eugen Ionescu și a fost muncă. Deci asta e, tot timpul să fiți deschiși și să credeți în ce faceți, dar să credeți frumos. Nu, eu îl urăsc pe ăla și atunci eu cred că îl urăsc și eu trebuie să-i fac ăla. Nu. Credința să fie benefică și să fie așa, spre divinitate, spre Dumnezeu. Dai la teatru? Alexandru, dai la teatru? Așa. V-ați uitat la replicile pe scenă și dacă da, ce ați făcut? Păi mi-am uitat replicile, dar a trebuit să improvizez. Nu se poate. Și a ieșit până la urmă? P-a ieșit. Hai să vă spun o fază. Când eram în Canada, am luat, v-am spus la început, eu nu prea știam bine să vorbesc engleză, dar așa cum a fost, m-am apucat de treabă și am jucat într-o piesă și am jucat, l-am luat pe actorul, era și moderator la o emisiune la postul local de acolo, din Londra, Canadei.
Și ăla nu făcuse niciodată teatru. Dar i-am zis, haide că-l corup pe el, mă, și promovează, facem chestii, dregem așa. Ăla novice în ale teatrului, eu novice în ale englezii. E, când a fost primul spectacol al nostru, noi știam pe pagini, știam pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, până la pagina 20. El de emoții, săracul, de la pagina 2 a sărit la pagina 20, la penultima, și după aceea a revenit la pagina 7. Păi voi vă dați seama, eu niciodată n-am fost într-o situație mai așa. Și a trebuit să improvizăm, să improvizez eu, că el nu prea știa pe acolo pe... Și vă dați seama, și cu engleza mea, și cu replicile aruncate așa de colo-colo, a trebuit să fac asta. Și într-adevăr, adică nu e ușor, dar trebuie să faci față situației. Normal. Dar știi ce vrei să spui, chiar dacă nu e replica mot-a-mot. Știi ce trebuie să spui, înțelegi? Și într-un fel, tu ești conștient de mesajul pe care trebuie să-l transmiți, știi filonul personajului tău și știi unde trebuie să ajungi cu el. Și în momentul când ești pe scenă, te gândești, oare, ce mai trebuie spus, ce mai... Practic, noi actorii expunem niște gânduri artistice. Actorul e bun, demonstrează în primul rând prin artă modul cum gândește personajul. Că așa e, întâi gândești, apoi vorbești. Întâi gândești și joci după aceea. Conceptul, înțelegeți? Deci actorul e mare prin modul cum gândește. Nu? El e mai da. Actor, cum zicea Stanislavski, un actor bun se cunoaște în pauză, nu atunci când vorbește. Yes. Da, mai vreau o întrebare să vă pun. Preferați jocul în teatru sau pe scenă? În teatru? Scuze, în film sau pe scenă? Păi v-am spus, eu prea multă experiență așa filmică n-am. Vreo 10 filme am făcut. E altceva în teatru. Nu, am fost în 10... Teatru îmi place mai mult. Filmul pentru bani. Acum, sincer, că la film ești bine plătit. Dacă prinzi un contract, ești foarte bine plătit. În general. Dar arta adevărată, trăită, momentul pe care îl simți cu adevărat al vieții personajului e pe scenă. Pentru că acolo, cum a zis și Laurențiu, duble, cameraman, toți ăștia, luminile, încă o dată, ăla nu-i atent. Acolo când ești, știi, și cum să vă zic, în teatru, îți urmezi, duci personajul până la capăt. Aici ai secvențe, fracționate. A, că ești bun în momentul ăla, să zicem de Nicole Kidman sau, eu știu, dintre cele Cameron Diaz, știți? Da. Deci ele sunt fantastice, fenomenale, acolo, când sunt în momentele alea, în secvențele alea. Dar cel mai mult, pe oricine, pe orice actor, se bucură de un rol în teatru. Bună ziua, mă numesc Madalina. Bună. Și aș vrea să vă rog să faceți o comparație între felul în care vă face să vă simțiți monospectacolele și spectacolele jucate de mai mulți actori, din propria experiență. Da. Sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Dar eu am ales această cale pentru că mie mi-e foarte ușor să mă deplasez. Eu joc foarte mult în diasporă, plec mult, călătoresc afară. Eu sunt și în comitetul director al diasporei din Liga Românilor de Pretutindeni. Și atunci am ales chestia asta, într-un fel din nevoie și din, cum să vă zic eu, să mă slujesc pe mine. E mult mai greu să faci un monolog decât să fii cu un alt, să ai măcar cel puțin un partener. Pentru că aici toată responsabilitatea e numai pe umerii tăi. Și nu e chiar așa ușor să susții un spectacol și să nu plictisești publicul și să... să fie acolo viu cu totul. Celălalt poate să te ajute,
Și de obicei te ajută sau eu știu, te... așa. Da. Spectacolele cu mai multe, cu mai mulți actori sunt mult mai accesibile. Pentru că e vorba și de cum te uiți, știi? Uite, mai văd și pe ăla, mai văd și pe ăla, așa, mai pe Motea, ce să fac? Așa, vedem și pe Sochirca, vedem și pe Gâjul, vedem și pe... Înțelegeți? Deci asta e, asta este diferența. Atunci când vine vorba de improvizație, cred că e mai ușor când ești singur pe scenă. Da, e mult mai ușor și cu textul și cu toate celelalte. Și mult mai ușor, într-un fel, la repetiții. Că nu te mai duci, cel puțin să te întâlnești cu celălalt partener sau ceilalți actori care vin, nu vin, au chef, n-au chef, au probleme, au, sunt bolnavi. N-au inspirație, da. Noi avem inspirație tot timpul. Nu vrem să recunoaștem. Și dacă ai spus că n-aveți, că uneori poți să n-ai chef, ați avut vreodată așa ca să aveți spectacol seara și să nu aveți chef de chef? Am avut momente când nu. Nu, sincer vă spun, așa de, simțeam așa, mă, mai bine l-avea mâine sau altă dată, înțelegeți? Dar în momentul în care te montezi, te automontezi, ești precum pasărea aia Phoenix care renaște din cenușă, atunci în momentul, voi nu vă dați seama, să fii actor și să vezi luminile reflectoarelor și să simți murmurul spectatorilor, îți bagă adrenalină în tine. Deci, în momentele alea te schimb, nu mai ai cum, ai de mine sau că... Cel puțin așa sunt eu. Nu... Și cât de obosit ai fi și cum ai fi, chiar dacă te vai și așa. În momentul ăla se trans... E ceva, se produce ceva magic în tine, care nu se poate explica. Ana Felice. Care este efectul critic? Cum? Efectul critic asupra unui actor. Efectul criticii? Păi e critică, ce fel de critică? Sau critică în sensul peiorativ, negativ sau ce? Negativ. Asta te demoralizează. Pe mine nu, pentru că bine, lucrurile urâte nu vrei, că nu vrei tu să auzi cuvinte, eu știu că nu stă bine părul sau eu știu ce. Și asta te poate afecta. Dar noi fiind și ființe foarte sensibile, nu e ușor de suportat o critică sau o cronică dură. Eu, din fericire, nu am primit un lucru așa, dar acum nu pot să spun că sunt Claudia Motea și sunt iubită de toată lumea sau sunt genul fiecărui cronicar sau critic de teatru. Dar am mai avut și eu lucruri așa pe parcursul vieții mele în teatru. Am plâns, normal, am suferit, am zis, Doamne, nu se poate, dar de ce? Așa, dar a trebuit să merg mai departe, să-mi duc crucea. Și atunci am avut momente, să știți că am avut momente în care eram în public și momente care le au și mari actori, că am vorbit cu ei, poate și tu ai avut, că știu, ești un fenomenal actor, când eram cu o traumă, așa, nu mă mai regăseam, chiar dacă eram acolo, nu puteam, adică am avut momente, două, trei, în toată viața mea, în care, deci nu era critica, simțeam o energie negativă extraordinară, până la început. După aceea am zis, nu, trebuie să mă detașez, să fac tot cu bine, pentru că așa gândesc eu. Dacă eu vin cu iubire la voi, indiferent cât n-ați vrea voi să primiți iubirea mea, în final voi tot primiți ceva frumos de la mine. Deci, dar critica nu te ajută. Adică ceva urât să auzi, tu trebuie să lupți să nu te demoralizezi. Acum ce faci? Asta e viața, mergi mai departe, ai reușit, continuă, n-ai reușit, continuă, nu? Ana Fenicea, bună ziua! Bună! Am vrut să vă întreb dacă este adevărat ce se spune despre poziția aceasta actorului în societate. Faptul că este o chestie mai comodă pentru că ei se simt oarecum mai la adăpost, pentru că ei sar la figura dintr-un rol în altul și nu prea au timp să-și arate fața adevărată sau să-și definească oarecum personalitate, pentru că întotdeauna este asociația aceasta a lumii cu personajul. Adică când iei
vă văd, ei se gândesc nu la persoană, dar la personajul care l-ați jucat. Păi asta e așa pe undeva chestia cealaltă. Actrița interferează cu omul și așa. În cazul meu, tare aș vrea să trec din personaj în personaj. Să zic, nu mai am viața mea. Trăiesc și viața aia și viața aia și viața aia. Probabil că în momentul în care ai mai multe roluri de făcut și treci așa, dintr-un altul, nu mai conștientizezi viața ta și conștientizezi ființa ta, dar ești mai mult în slujba artei, foarte mult, și trăiești mai mult pe scenă, repetiții și pe scenă, și atunci numai omul, spectatorul, te percepe cu imaginea aia. Dar tu când te duci acasă și stai noaptea, ești totul om. Înțelegi? Poate că ai dreptate, că e, de ce suntem noi, cum să zic, văzuți de oameni, așa. Dar noi nu ne considerăm așa. Înțelegi? Și noi vrem să fim recunoscuți tot așa, să fim, uite, Andrei Sochircă, e Andrei Sochircă în primul rând și după aceea e actor. Public, da, oficial. Dar așa, când stă de vorbă cu cineva, el e Andrei. Cum și eu. Eu vă spun, eu la începutul, când, înainte de a mă duce la facultate, eu aveam impresia că toți actorii din București sunt zei. Dar m-au zis, da, dar știi că ăla așa și așa, nu se poate. Ei sunt zei, cum așa? Și trebuie, sunt oameni, suntem oameni. Dar actorii trebuie să fie exemple frumoase pentru oameni, în general. Da, eu cred că o să presez o ultimă întrebare. Tu știi că de ieri am menționat că fiecare dintre noi se găsește o mulțime de persoane. Aveți în dumneavoastră... Nu, asta era de la Veronica Mitu, ce zicea. Ah, da, eu am așa. Aveți în dumneavoastră o persoană care se regăsește de mult timp și care îi datorați, nu știu, poate dragostea dumneavoastră sau... Păi hai să spun că se regăsesc multe persoane, inclusiv Eminescu, inclusiv profesoara mea de română, care m-a făcut să îndrăgesc limba, literatura română, literatura și limba română. Se regăsește iubitul meu. Înțelegi? Se regăsesc mulți oameni, da. Bunica. Deci fiecare suntem unul între altul. E asta. Mai avem o ultimă întrebare? Da. Eu vreau să vă rog, pentru că fiecare dintre cei prezenți aici suntem cumva în etapa de formare a personalității, să ne spuneți care sunt oamenii de teatru care v-au format pe dumneavoastră. Păi să pornim așa. Profesorii mei au fost Virgil Ogășanu, dacă îl știți, și Ruxandra Sireteanu, iar Dumnezeu să ierte, a murit. Cea mai mare amprentă asupra carierei mele și asupra vieții mele și, să zic așa, m-a ajutat foarte mult trecând de la teatru la posibilitatea mea de a mă adapta într-o țară nouă și de a emigra, de a face față emigrării, a fost Silviu Purcărete. Silviu Purcărete este un monstru pentru mine al teatrului nostru și totodată el este un mentor și un om care, dacă intri cu el în legătură, e imposibil să nu ți se schimbe ceva în viață. După aceea am avut alți... Bine, am avut și de-a lungul la Școala Populară de Artă. Eu sunt din Târgu Jiu, din România, de la Brâncuș, de acasă, de la Ecaterina Teodoroiu. Dar în America, dacă vă spun nume, n-au fost Brad Pitt sau... Nu. Au fost câțiva. Terry Tad, un mare om de teatru în London, Ontario, Canada. După aceea am avut pe Marja Marico din Los Angeles, o actriță și o profesoară de teatru extraordinar, care din Finlanda a venit acolo și mulți tineri o îndrăgesc și o iubesc și sunt sub oblăduirea ei din punctul ăsta de vedere artistic. Și cred că cel mai mult acum, uite, îmi doresc din tot sufletul să joc cu Andrei. Și sunt convinsă că lucrul ăsta
va fi un lucru frumos și ne va marca și ne va ajuta foarte mult. Pe amândoi, spune-o da. Și pe personalități. Eu aș vrea să rog în primul rând echipa de teatru. Bine, am jucat cu Radu Beligan, scuză-mă, am jucat cu Radu Beligan, cu Victor Ebengiu, cu Coca Bros, cu Mișu Limbale, cu Micaela Caracaș, cu... Cine au mai fost în trupa mea? În trupa unde am fost și eu, nu în trupa mea. Cu câțiva monștri, Alexandru Repan, din România, monștri, oameni de legendă. Am avut bucuria să joc cu Joe Saizescu m-a apreciat foarte mult ca actriță, Eusebiu Ștefănescu, dacă știți, din România. Am lucrat cu Ioan Cărmăzan și încă lucrez cu domnia sa. El este cel care l-a urmat pe Sergiu Nicolaescu în România. În ultimii ani, timp de 4 ani de zile, am avut onoarea și totodată, cum să vă zic eu, poate un dar de la Dumnezeu, să am grijă de unul dintre pilonii cinematografiei românești, Dumnezeu să-l ierte, a murit în decembrie, un om care am stat lângă el și am fost practic familia lui, este vorba de Alecu Croitoru, un om super cunoscut și în partea asta pe linia academică a mișcării teatrale și filmice din România. Deci, astea sunt așa, dar m-am legat de ceilalți, că așa ca la primă vedere, ca la primă discuție.